Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a anunțat o situație extrem de dificilă în Est, în fața trupelor ruse care au câștigat teren în ultimele săptămâni, în special lângă Bahmut. Ministrul german al apărării Boris Pistorius a recrat marți că livrarea de avioane de luptă Ucrainei nu este o prioritate acum. El a spus că acest subiect va fi discutat, iar până când cerul de deasupra Ucrainei va fi sigur în următoarele 3-4 luni, nu vor fi livrate aparatele de zbor. Între timp, companii americane produc obuze pentru armata Chevului după ce Pentagonul a făcut o comandă de 552 de milioane de dolari am găsit uh, la un nou material despre război din Ucraina. Știți cum e? Au fost, uh, a fost perioada cu tremurilor, din păcate, și nu s-a mai vehiculat nimic despre război din, uh, din Ucraina. Știți cum e? În funcție de ce se întâmplă pe Mapa Mond și presa le, le face astfel încât să fie discutate. Așa că, în aceste două săptămâni, nici eu nu prea am vorbit despre război din Ucraina, pentru că tot au fost aceste probleme cu tremurile. Văd că azi n-a mai fost niciunul, doamne ferește, haideți să treci la material să vedem care sunt principalele evenimente ale zilei din Ucraina. Este alertă antiaeriană la Kiev, dar nu din cauza unor eventuale rachete trase de truși. Presa ucraniană spune că au fost doborâte două drone de supraveghere, dar este posibil ca o parte din țintele aeriene reperate pe radar să fie baloane reflectorizante folosite de ruși ca să deruteze radarele ucrainiene. Rusia a trimit echipament greu și trupe în Lugansk, însă forțele Ucrainei continuă să apere regiunea din estul Ucrainei, a spus guvernatorul regional Serhii Haidai. Ministrul rus al apărării a declarat anterior că trupele sale au spart două linii fortificate ale apărării ucrainene pe frontul de est al Luganskului. Acesta a spus că trupele ucrainene s-au retras în fața atacurilor Rusiei, însă nu a spus în ce parte a regiunii. Haidai a afirmat că declarațiile Rusiei privind retragerea trupelor ucrainene nu corespund cu realitatea. Sunt multe bombardamente, aviația este deja conectată, atacurile vin în valuri din diferite direcții. Vedem că ei transferă oamenii mobilizați către front. Vedem de asemenea că există mai mult echipament greu. Administrația președintelui Zelenski a transmis anterior că în ultimele 24 de ore forțele de apărare ucrainene au respins atacurile ocupanților ruși în districtele Nevski, Kremina și Blohrovkia. Noua politică externă a Rusiei se va concentra pe încheierea monopolului occidental asupra afacelor globale și a modelării vieții internaționale, a anunțat miercuri ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Conceptul renoit al politicii noastre externe se va concentra pe nevoia de a pune capăt monopolului occidentului asupra modelării cadrului vieții internaționale, a spus Lavrov într-o intervenție în Duma de Stat ministrul de externe a reluat retorica potrivit căreia Federația Rusă este o victimă a Occidentului, folosită frecvent de la începutul invaziei rusești în Ucraina, acum aproape una. Jurnalista Maria Ponomerenko a fost declarată vinovată de difuzarea de informații false despre armata rusă, o infracțiune introdusă după începerea războiului în Ucraina. Un tribunal rus a condamnat-o miercuri pe jurnalista din Siberia la șase ani de închisoare pentru că a denunțat ofensiva rusie în Ucraina, aceasta fiind o nouă dovadă de reprimare a vocilor critice la adresa acestui conflict. Maria Ponomerenko, în vârstă de 44 de ani, a fost declarată vinovată de difuzarea de informații false despre armata rusă, a anunțat Comitetul de Anchetă Rus, însă Sărcinat cu principale investigații criminale Rusia, această infracțiune, introdusă după declanșarea invaziei din Ucraina, a mai fost utilizată de mai multe ori pentru a condamna la pedepse grele cu persoane ce au criticat public conflictul președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat miercuri un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar și în premieră măsuri împotriva companiilor iraniene care produc drone folosite de forțele ruse în Ucraina. Slăbim capacitatea Rusiei de a-și menține activă mașinăria de război. Am adoptat nouă pachete de sancțiuni. Economia Rusiei se contractă, dar trebuie să menținem presiunea, a pledat șefa CE într-un discurs susținut în Parlamentul European, reunit în sesiunea plenară la Strasburg. I-a propus o a 10-a tranșă de sancțiuni ale Uniunii Europene în valoare de 11 miliarde de euro, care să cuprinde interdicții de comerț și verificări asupra exporturilor de tehnologie către Rusia, inclusiv drone, elicoptere și rachete. Ministrul german al apărării Boris Pistorius a declarat marți că livrarea de avioane de luptă Ucrainei nu este o prioritate în acest moment, precizând că acest aspect va fi discutat cu siguranță. Securizarea spațiului aerian al Ucrainei este o prioritate, a declarat el la canalul televiziune german ARD, doar atunci când cerul de deasupra Ucrainei va fi sigur în următoarele 3-4 luni, atunci se poate vorbi de următorii pași, afirma de asemenea ministrul german. Problema livrării de avioane de luptă Ucrainei nu e acum cea mai urgentă, deși o discuție care se poartă între aliați, urgent e să se livreze ce s-a promis deja, precum vehicule blindate și tancuri a declarat marți dimineața secretar general al NATO Jens Stolberg. Jens Stolberg a oferit acest răspuns când a fost întrebat înainte de o reuniune a grupului de contact pentru Ucraina dacă pregătește o decizie unanimă a NATO privind livrarea de avioane de luptă Ucrainei, după cum a solicitat primerul polonez Mateus Morevchi la reuniunea Consiliului European tedna lutka Președintele ucrainian, Vladimir Zelensky, a anunțat marți o situație extrem de dificilă în Est, în fața trupelor ruse care au câștigat teren în ultimele săptămâni, în special lângă Bakhmut. Situația din prima linie, în special în regiul Donetsk și Lungansk, rămâne extrem de dificilă. Este literalmente o bătălie pentru fiecare metru de pământ ucrainian, a spus Zelensky în discursul său video prostit marțiara. Un oraș cu aproximativ 70.000 de locuitori înainte de ofensiva rusă declanșată cu aproape un an în urmă, Bakhmut este în mare parte distrus în urma celor șase luni de lupte care au provocat pierderi grele a ambilor tabere. Chiar dacă importanța sa strategică este contestată, orașul a dobândit statutul de simbol al luptei între Moscova și Kiev pentru controlul regiunii industriale Donetsk. Președinția ucraineană a admis luni o situație complicată în localitatea Parovskovska, la numai aproximativ 10 km de centrul orașului Bahmut, care se confruntă cu bombardamente și atacuri rusești. Statele Unite au anunțat marți că au semnat un contract de arme în valoare de peste jumătate de miliard de dolari pentru obuze de 155 de mm care urmează să fie livrate a Ucrainei. Comenzile făcute de Pentagon la sfârșitul lui în ianuarie, companiilor Morton, Grombram și Global, au valoare de 552 de milioane de dolari. Primele livrări sunt așteptate luna martie. Anunțul Washingtonului survine într-un moment în care temerile cresc cu privire la o epuizare a stocurilor de arme în țările occidentale și în special în Statele Unite, care în ultimul an și-au intensificat retragerea din stocurile existente pentru a ajuta armata ucraineană să lupte împotriva invaziei ruse. Această comandă are la bază o altă abordare. Armele livrate a Ucrainei sunt produse direct pentru această țară pe un buget american. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat luni că Ucraina folosește mai multe muniții decât ar putea produce alianța. Acest lucru ne epuizează stocurile și pune presiune industriile noastre de apărare, a spus el. Cam atât a fost, dragi mei, și în acest material. Nu uitați să vă abonați și nu uitați să rămâți aici pe canal pentru că aici veți găsi cele mai importante evenimente ale zilei din războiul ruso-ucrainian. Vedem cum o să se accentueze lucrurile pentru că acuși facem un an de război la granița țării noastre.